Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre activitatea diplomatică a Republicii Moldova. Despre specificul acestei probleme vom încerca să discutăm împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Și Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara, domnule Mihăieș. Domnule Lebedinski, în ultimele două zile, practic, colegii noștri din media au scris despre mai multe evenimente sau mai multe întruniri ce vizează, de fapt, corpul diplomatic. Primul aspect ține de rechemarea domnului ambasador din Federația Rusă, a domnului Braghiș. Haideți să explicăm telespectatorilor în ce condiții a fost realizat acest lucru și care a fost scopul chemării domnului ambasador. Probabil că această întrebare urma să fie dată guvernului. Pentru că până la această oră nu am avut nici noi reprezentanții media un punct de vedere și... Și chiar nici eu nu știu care a fost necesitatea ca guvernul să decide retragere și respectiv să propună domnului președinte retragerea domnului Braghiș, dar cred că au avut careva poziții, careva întrebări din care considerente urma să fie... făcute aceste rămânere. Nu le pot spune, nu le cunosc pur și simplu. Pe parcursul zilei de ieri, domnul Dodon a avut o întrevedere cu domnul Filip, unde s-a discutat despre anumite persoane care ar putea obține sau urma să dețină această funcție. Da. Haideți să vorbim mai pe îndelete despre acest aspect. Din toți 8 candidați, din câte eu cunosc, am studiat un pic biografii lor, ei toți sunt diplomați cu stagiu, au avut practică de acum de activitate în alte ambasade, în Ministerul de Externe și consider că sunt persoane chiar bune. Nu îi cunosc personal, deci nu pot să fac un calificativ al lor. Dar pe cei care îi cunosc, eu consider că chiar ar fi buni în funcțiile unde au fost ei delegați. Anterior, domnul Dodon a respins 3 candidaturi pentru funcția de ambasador. Și acum au mai fost respinse, doar discuția nu a fost doar pe marginea acestor personalități. Au fost mai mulți ambasadori despre care s-a discutat și au fost agreați doar acești 8 la moment. Evident că lista de plină rămâne până când ascunsă, pentru că să nu apară, știți cum, chiar mai mari verificări, trebuie să expună și Serviciul Informației și Securitate asupra candidaturilor, alte informații disponibile, pentru că aceste persoane sunt fața Republicii Moldova după hotare și trebuie să alegem cel mai bun ce avem. Domnule Mihăieș, cum ai văzut acest fenomen în prisma unui analist politic? De ce a fost rechemat ambasadorul din Federația Rusă? Sunt câteva aspecte importante, într-adevăr, care trebuie să discutăm referitor cu acest subiect. Da. Referitor la domnul Braghiș, într-adevăr există un semn de întrebare de ce a fost retras înainte de termen și nu am avut explicații oficiale. Ceea ce putem să deducem este că nu se mai bucură din crederea președintelui Republicii Moldova și nici a primului ministru. Acum aici fac o paranteză. Noi fiind o republică parlamentară tere prezidențială, misiunea de anumire a ambasadorilor psihotare aparține atât primului ministru cât și președintelui. Fără o semnătură la aceștia două persoane nu se duce nimeni din Republica Moldova. Deci procedura trece mai întâi prin guvern. Primul ministru face lista și o trimite la președinte. Președintele semnează sau nu semnează? Ați văzut că președintele nu a semnat. S-a opus la câteva candidaturi, au fost înlocuiți unii cu alții. Deci, atât primul ministru cât și președintele, în mod egal, 50% la 50%, undeva ar spune eu, au dreptul să intervină la candidaturi. Pentru că, repet, fiind o republică parlamentară, teren prezidențială, este misiunea ambilor. Ei ambii răspund și foarte bine că s-au întâlnit. Deci, primul ministru s-a întâlnit cu președintele Republicii Moldova, tocmai ca să discute despre candidaturi. Pentru că în republicile prezidențiale acest rol revine în mod excepțional președintelui, doar el răspunde de cine merge pe psihotare. În republicile parlamentare doar parlamentul, iar în republicile mixte este misiune comună. Și aici avem un dialog și trebuie să apreciem că acest loc este unul pozitiv. În ceea ce ține de legislații și în ceea ce ține de respectarea legislației, nu se impune ca un ambasador să fie în mod obligatoriu diplomat de carieră. El poate fi o personalitate publică, poate fi un scriitor cu renume, poate fi un economist, un om de afaceri care are anumite succese, poate fi orice persoană care se bucură de încrederea primului ministru și a președintelui Republicii Moldova, care ei consideră că această persoană
o să reprezinte într-o țară anumită Republica Moldova cu succes și o să aducă anumite beneficii Republicii Moldova. Cum ar fi dezvoltarea relațiilor economice cu o anumită țară, stabilirea unor relații diplomatice, politice, îmbunătățirea relațiilor sau stabilirea unor relații care se ducă la produsele moldovenești care se poată să fie, de exemplu, mai bine reprezentate pe o anumită piață. Deci, la noi s-a făcut o eroare. La noi se crede că ambasador poate să fie doar un diplomat. Nu este adevărat lucrul ăsta. De exemplu, vă dau două exemple. Numai România și Statele Unite. România sunt multe personalități care sunt ambasadori forțiarici, de exemplu, și așa mai departe. În Statele Unite, președintele Americii, când vine imediat, a venit Trump, da? El, 50% din ambasadori care i-a pus Obama, i-a dat afară. Și imediat, în a doua zi. Și așa a pus oamenii care el are încredere. Pentru că una dintre colecții cele mai importante... E firesc să se întâmple așa? Dar e firesc, dar e bine când totuși sunt de miserie. Nu, adică au studiile. E mai bine. Când nu ai, din ce alegi, alegi. Nu, vă dau un exemplu. Dacă noi avem, să zicem, în Centrala Republicii Moldova, da, care cunoaște bine rita italiană, de exemplu, și-l trimitem în Italia, nu e obligatoriu ca să fie, de exemplu, de meserie diplomat. El are în spatele lui o ambasadă întreagă care trebuie să-l deservească. Sunt angajații ambasadei care sunt de meserie, toți absolut sunt din Ministerul de Externe, care au trepte și așa mai departe. La ambasadorul este personalitate care se cunoaște, de exemplu, cu prim-ministru, se cunoaște cu mediul de afaceri. Îl trimitem acolo pentru ce? Ca să aducem o bucată de piață și să putem să vedem niște produse acolo. Dacă un ambasador care, hai să zicem că el e ambasador care a trecut 10 ani prin Ministerul de Externe, pe mine nu mă încălzește chestia asta, pentru că el se duc și în ambasador, se doarme 4 ani acolo, asta nu mă bucură. Mie trebuie ca acel ambasador să dezvolte niște relații speciale, să aibă capacități, să știi bine țara respectivă, ca să dezvolte ceva cu țara respectivă. Asta este rolul unui ambasador. Domnule Lebedinț, care e rolul unui ambasador? Pornim de la ultima. Sunt de acord, într-adevăr, și misiunea diplomatică, primul rol care îl are, promovarea Republicii Moldova. În primul rând, părerea mea, economică. Foarte corect. Și doar după aceasta, politică. Cu părere de rău, ceea ce s-a făcut parcursul ultimilor ani, că vorbeam în pauză, noi din promovarea economică, Ministerul de Externe a uitat. Și respectiv această sarcină a fost pusă nici pe umerii ambasadilor. Nu e posibil, e logic, unde ambasada de tot sunt trei persoane, știți cum... Se cer ceva... Da, unde e secretar, ambasadorul și încă o persoană, ei nu se ocupă nimeni de relațiile economice. E foarte greșit. Noi trebuie să punem accentul pe promovarea intereselor Republicii Moldova în diferite state. Evident, pentru a aduce investiții în Republică, pentru a aduce încoace ambasadorul, noi des ne întâlnim cu situația când ambasadorii noștri câte un an, 2, 3, nu vin în Republica Moldova. El trebuie mereu să circule. Ambasadorul trebuie să doarmă, nu știu... În avion, da? Da, el practic trebuie să doarmă numai în avion. El trebuie să toate... Doar noi nu avem o ambasadă care răspunde de un singur stat. Sunt puține astfel de ambasade. Majoritatea au câte 2, 3, 4 state. Dar dacă și sunt, este Statele Unite, este Rusia, acolo ai de circulat mereu. El nu trebuie să stea pe loc. El trebuie să fie mereu în circulație pentru ca să facă cunoștință cu alte persoane, pentru ca să acorde asistență cetățenilor noștri, în afară de consul, evident. El trebuie să fie cu agenții economici atât a noștri în Republica Moldova și cu organele de control. Da, el trebuie să fie persoana care trebuie să promoveze interesele Republicii Moldova după hotare și interesele agenților economici la noi în țară, pentru ca aceasta să aducă o plus valoare economiei noastre interne. Deci vreau să punctez la ceea ce a menționat domnul deputat. Deci, din păcate, astăzi în Republica Moldova, noi nu avem o practică nici legiferată, nici ad hoc stabilită la ambasade, ca ambasadele să aibă reprezentați pe domeniul comercial, economic, financiar. Noi în minister nu avem asta. Înțelegeți? Deci, acum se dezvoltă ideea. În mod normal, hai să zicem așa, spuneți. Se consideră că ambasada reprezintă numai statul. Dar asta este o concepție deja învechită, într-adevăr, ambasadorul reprezintă statul. Însă, noi trebuie să luăm în considerație nu numai reprezentarea statului și a structurilor de stat, cum va fi președinția și guvernul. Noi trebuie să luăm în considerație și noile realități Republicii Moldova, că noi avem nevoie ca ambasada să acționeze și în interes național. Dar unul dintre interesele naționale Republicii Moldova este desfășurarea exportului, corect? Ca să ajutăm agenții economice din Republica Moldova, atât cei din stat, cât și cei particulari, să-și găsească noi piețe de desfacere. Asta e un domeniu nou, de câteva zeci de ani acceptat în doctrina diplomatică internațională, în care ambasadele, pe lângă rolul lor clasic de reprezentare a statului și de relații interstatale, mai iau și misiunea respectivă. Sunt unele țări, cum ar fi Japonia, eu dau un exemplu pozitiv, care pot să dai ca exemplu în acest domeniu.
Și cred că Republica Moldova trebuie să preia cele mai pozitive exemple și cele mai moderne exemple și să ieșim din doctrina asta clasică, că ambasada reprezintă doar statul, și să punem acolo și un reprezentant în fiecare ambasadă. Poate ar trebui să mărim și numărul ambasadelor pentru a atinge la acest obiectiv. Nu. Știți cum? Noi nu atât numărul lor, cât eficacitatea trebuie și amplasarea. Poate ar trebui să renunțăm la anumite ambasade unde ele nu sunt reprezentative și acești bani care sunt cheltuiți să fie folosiți pentru dezvoltarea arii mai mari. Dar este în afară de însăși ambasada, noi trebuie să avem structuri satelite a lor. Cum sunt ONG-uri, cum sunt diferite organizații care trebuie să lucreze pe lângă ambasadă. E un lucru destul de complicat, dar este foarte necesar Republicii Moldova. Domnule, și salariile care sunt, cu păreri rău, vreau să mă atrag atenție, salariile care sunt plătite diplomaților noștri în ambasade sunt net inferioare comparativ cu salariile care le primesc reprezentanții altor ambasade. De ce? Poate și aici, dar și ei trebuie să înțeleagă că atât vorbim de reprezentanți diplomatici, atâta timp cât ei nu aduc valoare economică statului, statul nu are cu ce să ia echipe. Este interdependent. Vreau să vă dau un exemplu. Spuneți. Avem ambasadă în trei țări baltice. În Estonia, în Letonia și în Lituania. Din punctul meu de vedere, și lucrul ăsta l-am vorbit și cu câțiva diplomați care, bineînțeles că nu-i pot cita, că ei întotdeauna vorbesc fără a fi citați. Și îi spun că asta este o mare greșeală. S-a făcut câteva de motive geopolitice. Noi cu țările baltice am avut când am traseu comun în 89, 90, 91, când am mers împreună și ne-am desprins de URSS și s-a mers pe ideea că trebuie să avem câte o ambasadă, măcar din gestul ăsta simbolic, să ne ajutăm unii pe alții să ieșim din URSS. Dar timpurile alea au trecut. Acum, din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere politic și economic, eu consider că o singură ambasadă pentru acele trei state este de ajuns. Știm foarte bine că în Estonia sunt puțini moldoveni, cu atât în Lituania și în Lituania la fel. Deci nu prea o singură ambasadă cu o stat puțin mai mare de personal ar putea să deservească foarte ușor cele trei țări. Poate chiar și cea din Polonia ar putea să deservească. Bine, haideți să nu mergem prea departe. Două ambasade sunt suficiente. În plus acolo, care pot fi amplasate în altă parte. De exemplu, nu avem nicio ambasadă în Africa. Nu avem nicio ambasadă în America de Sud. În America Latină, de Sud. Dar țări ca, eu de exemplu vă dau. În Australia. Hai să spunem așa, Brazilia e țară mare sau nu? Mare. Dar Argentina tot e mare. Deci tot continentul ăla deja e în creștere economică. Și mare greșeală să nu avem o singură ambasadă care să reprezinte toată regiunea respectivă. Corect? Măcar una. Și de ce să ții o ambasadă în Estonia, să-i faci loc de muncă cuiva, din rude, de exemplu, cum s-a procedat cândva, sau în, cu tot respectul, față de Letonia și Estonia, noi consider că o singură ambasadă în Letonia care deschide trei țări ar fi suficient. Bine, unii pun întrebarea de ce să mai țin ambasadă în Cehia sau în Ungaria atunci când în momentul când ai una în România mare și poți cuprinde și țările respective. Noi cu Ungaria și cu Cehia, cu tot respectul, nu avem mare comerț și nici nu avem cum să-l avem. Și niște țări mici. Bine, asta sunt chestii care se discute specialiștii, dar întrebarea, într-adevăr, are sens. Ca să avem reprezentare mai concentrată, eu prefer să am o ambasadă mai mare, unde să fie mai mulți oameni, mai mulți specialiști, decât să ai o ambasadă cu trei persoane, în care unul e ambasadorul, altul e adjunctul lui și altul e șoferul. Asta nu are sens, ambasada, pentru că, în principiu, hai să o spunem cinstit, că acolo este ceva din lumea ambasadorilor. Ambasadele mici nu au niciun fel de putere și posibilități să dezvolte relațiile Moldovei cu țările respective. Unii au și să ocupă ambasadorii, au graficul respectiv ca să ducă la recepții și să fie în formă, să nu adauge greutate. Sincer vă spun. Asta, din păcate, este. Domnule deputat, domnule Petinski, cum este văzută problema? Știți, nu e rar când venim cu domnul la emisiuni când suntem de acord unul cu altul. Astăzi nu știu ce s-a întâmplat. Ne completăm. Într-adevăr, este o problemă. Această problemă, știți cum, cândva nu m-a deranjat, dar parcurs la unui an de zile încep mai multe informații să le scot, anume cu ceea ce e legat de relațiile externe a noastre și constat cu părere de rău că Ministerul de Externe, până anul trecut, nu prezenta rapoartele trimestriale față de Parlament, ceea ce e legat de activitatea economică care este prestată. Doar anul trecut s-a început așa intenții,
dar am primit recent un răspuns, am rămas frapat. La solicitare să fie prezentate informații care acțiuni au fost efectuate către ambasadele noastre, reprezentantele noastre în diferite state pentru promovarea produsului nostru, produs în Moldova, și unica, știți, mi-a venit a râde, dar de fapt asta e strașnic. Unica acțiune care a fost făcută, asta au fost făcute cursuri cu ambasadori cum de marketing, cum trebuie să promovezi produs. Și asta e tot. Noi nu avem acțiuni reale. Noi nu avem și vrem în același timp să beneficiem de careva bunuri. Unicul lucru care îl face, noi îmblăm cu mâna întinsă, dați-mi vă rog niște bani. Haideți să revenim la întrunirea dintre premier și președinte. Domnul Dodon declara că au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv subiectul retragerii a 10 ambasadori și numirii a altor 17. Haideți să ne explicați. Haideți să facem o mențiune. Da. Noi avem 27 de ambasade psihotare, da, și în joc și în discuție sunt 17. Deci 10 stau pe loc, 27 se discută între ce? Pentru că la unii e expirat, la alții nu sunt numiți, dar alții sunt puși sub semnul întrebării. Ce înseamnă asta, domnul Lebedev? Asta înseamnă că primul lucru, eu cred că nu spune în discuție, asta e ambasadorul în România, care eu consider că până la urmă domnul Dodon o să obține să fie retras, rechemat el în Republica Moldova. Pentru declarații politice? Da, da. E corect. Nu poți, tu fiind reprezentantul statului tău, eu mi-aș închipui cum ambasadorul Americii în Republica Moldova ar veni și a spune că, știți, președintele Statelor Unite nu are dreptate și cred că actele normative sau decretele care ai emis de el o să fie anulat. Chiar aș vrea să văd cum ar face asta. Sau alt stat. Trebuie să înțelegem că noi, în momentul când am delegat o persoană după să fie reprezentantul statului, el integru, îi place, nu îi place care este politica statului, el o reprezintă politica actuală a statului. Dar nu are dreptul. A retrage ambasadorii, făcând abstracție poate de la cazul României, ar trebui să existe un motiv bine întemeiat pentru o încălcare a legislației, pentru declarații sau care ar... Însăși procedural, poate. Însăși faptul că a pierdut încredere, acesta este împin pentru a fi retras. Însăși situația că au apărut careva dubii asupra integrității persoanei, acesta de acum este temei pentru a retrage ambasadorul. Noi, sau cum a fost menționat, dacă el nu mai este efectiv acolo, dacă a fost numit pentru un anumit scop, el trebuie să obțină careva plus valoare Republicii și el și-a îndeplinit misiunea, mai mult alte, el nu-i, în țara asta el nu mai este eficient și poate să fie folosit în alte țări. Aceasta este. El este o persoană angajată a statului care are un singur scop, să promoveze interesele Republicii Moldova. Și nici de cum nu a lui personale sau a, nu știu cum, cu atât mai mult a statului, a altui stat. Domnule Mihaieș, care e rolul Ministerului de Externe în toată treaba asta? Foarte important rolul Ministerului. Toți... Și de ce nu se face auzit? Eu știu așa o chestie, că Ministerul de Externe este ministerul responsabil. În rând, toată procedura merge cu concursul Ministerului de Externe, de numire, de retragere ambasadorilor, de gestionarea ambasadelor, etc. Deci asta este treaba lor, este business-ul lor. Problema este că... Interesant ați zis business. Nu, până la urmă știți că vorbim și nu facem trimitere la codul penal, dar oricum am văzut că au fost multe dosare penale peste hotare. Unii chiar au fost arestați pentru anumite motive de corupție. Problema asta este următoarea. Ministerul de Externe trebuie să aibă grijă ca angajații ambasadelor să nimerească persoane integre, necoruptibile, să nu fie promovate pe motive de comutrie, de prietenie, decât să fie profesionist. Eu nu cred că noi încă n-am ajuns la standardul ăsta. Domnule Mihai, servicii diplomatici, chestii politizate. O să spun mai una. O să spun mai una. Sunt prea multe nume de politicieni, copii de politicieni, nepoți, judecători și așa mai departe, care se regăsesc în ambasade. Eu înțeleg că trebuie să ținem cont că dacă omul e profesionist, nu contează cum e familia lui. Dar totuși, ce s-a făcut în anii trecuți, trebuie practica asta de o, mai ales cu PLD-ul meu, când gestionam Ministerul de Externe, acolo era catastrofă în ministerul ăsta. Nu putea să pătrundă nimeni decât oamenii lor, adică nu spunea criterii de profesionism, spuneau criterii de altă natură. Deci Ministerul de Externe trebuie să lucreze elita țării. Cei mai fini copii ai nației, care au studii bune, care știu limbi străini, care se reprezintă în țara, nu poate oricine, hai să spunem direct. Trebuie să aibă și o ținută, trebuie să aibă și o cultură, trebuie să aibă, când te duci în Germania sau în Franța sau chiar și în Rusia, trebuie să poți vorbi frumos, să ai și o ținută. Și un IQ până la urmă. Și un IQ, că nu poți să trimiți, cum trimiteau agrarienii
se duceau cu burta mare și se râdeau de dânșa diplomații că nu știau limbi străini, că nu știau. Asta e o chestie. Nu poți să duci. Asta te faci de râs, pur și simplu. Și te faci de râs țara. Dar, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, cred că aici trebuie să înțelegem o chestie unică. Așa cum v-am spus, avem Republică Mixtă. Asta chiar acum, în de misiune, ce înseamnă Republică Mixtă. Și avem, suntem mixte prezidențial, tire parlamentare, la noi invers, la noi parlamentare, tire prezidențial, adică parlamentar mai mult în puternicire ca domnul Bedinski, de exemplu, și alți deputați, întotdeauna le dau recomandare. Voi ați numit în funcții, trageți-i la covor, că se este că șef de agenții și foarte dur, că parlamentarul trebuie să fie dur, nu trebuie parlamentarul să doarmă acolo, indiferent că el e din opoziție sau că e din putere. Parlamentarul este trimis de popor, chiar dacă de pe listă și nu direct. Și el trebuie să fie activ, combativ, deja lasă aprecieze procuratura dacă depășește vreunul sau altul, cum scriau înainte scrisorul la procuratură, vă rugăm să închideți dosarul cu tare. Au fost exemplu de genul ăsta, știți? Vreau să citez acum că domnul nu mai este în viață și nu știu cum. Știți că sunt situații când ești nevoit să-i deschizi chiar așa. Eu chiar astăzi am primit o petiție care pur și simplu, eu nu înțeleg la ce se uită procurorul. Pregătesc acum să vedem și Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Suprem de Consiliul Superior al Magistraturii să vedem ce fac ei. Ori ei să apuc și într-adevăr adoptă hotărâri legale și nu doar pentru om de 5 ori instanța de judecată anulează ordonanța din începerea urmăririi penale. Procurorul iar faci, iar refuză în pornirea urmării penale sau încetează, fix așa, e absurd. Dar situația este la noi în țară, asta e. Eu vreau să vă fac o recomandare. A fost o misiune din Europa de experți și s-a uitat cum e încolo de procedură penală. E prestă fost la ceea ce ține de urmărire penală înainte de judecată. Există prea multe proceduri. Da, cred că jocul ăsta de a pornire dosarului penal. Și asta vă spun cu am fost anchetator și jocul de a pornire dosarului penal și de anularea lui la judecătorul de instrucție trebuie oprit. Dacă este un dosar penal pornit pe rol, el se duce în judecat. Și acolo judecătorul își dă cu opinia. Ori o clasează, ori îl achită persoana respectivă, ori dă sentință de condamnare. Sistemul acum e la noi în procedură penală, ea e... Și dacă, eu public mă obleg, dacă dumneavoastră vreți să faceți un text de inițiativă legislativă, să vă ajut să încercăm să facem un proiect să simplificăm procedura de urmărire penală. Știți că... Eu de părere trebuie să revenim la codul din 2003. Nu, aia e prea dură. Nu. Așa era optimal. Totuși, haideți să fim corecți, că aici au fost câteți mulți bani, niște expertize europeană. E drept. Ele au fost aduse la un moment standard. Numai că sunt anumite probleme care nu sunt multe. Problema în gestionare. Adică, cum procurorul percepe. Achitatorii de urmări penale, acum au găză, matare, rugat, atunci puteți da. Dar acum ei sunt procuratorul toți, știți? Da. E foarte dur chestia. Procurorul este șeful, el spune, asta. Și asta e Paul BD, pentru că ei dau dosarul și este jucătorul de instrucții. Și acela spune, ștergeți tot. Haideți să revenim totuși la relația externă din discuție. Da. Vroiam să aflu și punctul de vedere a domnului Lebedinski la întrebarea dacă serviciul de diplomatic e politizat. Evident. Atâta și timp, de ce s-a întâmplat? Atâta timp cât funcționarii sunt numiți pe principii, pe criterii politice, atâta timp noi o să avem așa dezmăț. Eu, părerea mea personală, că funcționarul public din momentul când a fost admis în anumită funcție, el trebuie să renunțe nu doar formal la calitate de membru de partid, dar și viziunile lui urmează să fie doar statalistic. Ceea ce e legat de interesul statului. Și până când noi nu scăpăm de această problemă, noi nu o să rezolvăm problema inclusiv și cu cadrele și cu relațiile externe și cu cele interne. Noi nu o să rezolvăm problema. Atât cât suntem dezbinați. Că unul crede în mama, altul crede în tata. Este o familie. Și atât. Spuneți-mi, vă rog, s-a vehiculat numele lui Andrei Neguță, cer scuze, la funcția de ambasador pentru Federația Rusă. Oficialitățile de acolo au salutat. Urmează să treacă toată procedura? Evident. Toți 8 candidați urmează să treacă procedura. Dacă vor fi agreați de statul primitor, atunci cred că nu vor asupra acestor 8 candidaturi care au fost convenite. Eu cred că asupra lor n-a să apară întrebări. Cei ce legat de ceilalți, acolo poate să mai apară încă întrebări. Deci eu sunt de acord. Ați văzut lista, chiar vreau să vă pronunțați. Eu ce pot să spun, că din lista asta pe unul sau pe doi cunosc personal, să zic așa, pe restul personal nu-i cunosc și nu pot să-mi dau cu părerea
Eu înțeleg așa o chestie, că trebuie să țină cont de mai multe criterii la care admirăm noi ambasador. Da. În primul rând, bineînțeles că trebuie să fie un consens între primul ministru și președinte, pentru că aceștia sunt două figuri care joacă aici rolul cel mai important. Repet, într-o republică parlamentară prezidențială, ambele semnături trebuie să fie puse. Și ați văzut că la ambasadorul de România, primul ministru s-a opus să fie retras, a considerat că nu sunt motive suficiente. Bine, asta deja discuția intră în alt teren. Mai departe, mergem pe ceea ce este acum. Din 27 de ambasade, eu aș recomanda la primul ministru și președintele țării să facă o analiză foarte clară la toți ambasadorii, ce criterii au fost numiți fiecare, care corespunde și care nu corespunde. Să fie obiectiv procesul, să nu fie subiectiv, că asta nu e din partea noastră și nu ne place nouă. Să fie subiectiv, bă, asta e bun, asta nu e bun. Și în momentul în care dânșii consideră ambii că trebuie schimbați, trebuie schimbați. Eu nu văd nicio problemă. Din potrivă, repet, noi trebuie să avem așa ambasadori care să nu ne fie rușine de dânșii, în primul rând, și care să aducă un folos țării, să nu doarmă și să meargă doar la recepție. Că ei asta fac. Majoritatea, nu toți. Dar pentru practica Republicii Moldova este ceva ieșit din comun atunci când un ambasador după 2 ani este chemat. În mod normal, nu ar trebui să fie ieșit din comun și nu ar trebui să ne deprindem cu asta. Și, repet, dau exemplu la Statele Unite ale Americii. Trump a venit președinte, el a spus clar, ăștia nu mă reprezintă, ăștia sunt puși de Obama, sunt membrii Partidului Democrat, sunt membrii familiei sau prietenii, i-a dat afară și au pus alții. E clar că noi nu trebuie să mergem radical pe exemplul american, iau și specificul lor, dar trebuie să apreciem persoana în calitate de purtător al intereselor statului. Corespunde, nu corespunde. Și aici... Cred de eficient. Și cred de eficient, pentru că, haideți să spunem așa, repet, nu văd niciun sens ca să am ambasador în Estonia sau în Letonia. Aș pune unul în Lituania pentru trei țări. Mă interesează să am în Rusia un ambasador care nu să fie obedient interesul Federației Rusă, dar care să dea interesul Național Republicii Moldova să primeze acolo. Noi suntem moldoveni, cetățeni moldoveni, de orice etnie, ucraineni, ruși, moldoveni, dar trebuie să avem un ambasador care reprezintă interesul național. Care e interesul național? Să avem relații bune cu țara respectivă, să dezvoltăm economia, să avem export. De ce cu Rusia e blocat exportul de atâta ani? Nu cred că e ambasadorul vinovat. Sunt mai multe aici momente și politici. Mai mulți factori care determină. Da, dar eu sper că viitorul ambasador, că, indiferent că va fi Neguță sau altcineva, să poate să dezvolte anumite relații. Pentru că Moscova e o destinație importantă pentru noi, Bruxelles e altă destinație importantă, Washingtonul e alta, București e alta, Kievul e alta. Noi avem 5 direcții importante în țară care nu putem negra nici pe una. Trebuie să ieși bine și cu Kievul, și cu București, și cu Bruxelles, și cu Washingtonul, și cu Moscova. Dacă una din aceste 5 direcții nu merge bine, țara tot nu are relație bună și pierdem și economic, pierdem din toate punctele de vedere. Și eu aș recomanda că în aceste 5 direcții să fie atenția cea mai mare. Domnule Lebedinski, două aspecte vreau cel puțin să le punem în discuție. Unu, dacă aceste întruniri care devin, aș îndrăzni să zic așa, destul de frecvente, a doua sau a treia întrunire a domnului președinte cu prim-ministru, sunt o necesitate iminentă de a se așeza la masă și de a identifica soluții pentru anumite probleme sau totuși să ajunge la un consens politic odată cu trecerea timpului dintre domnul Filip și domnul Dodon? Negativ la faptul că în Moldova există divizarea puterilor în stat, aceste puteri urmează să concreze. Cât de tare viziunile politice ar fi diferite în ei, noi avem un singur stat care trebuie să se dezvolte. Până la urmă, dacă noi să presupunem că președintele va restui toate proiectele, absolut toate proiectele care sunt adoptate de Parlament înapoi, să începe această ceartă, asta nu o duce la nimic. Noi trebuie să fim eficienți. Președintele a văzut o încălcare, el trebuie să fie corect. Trebuie să vină prim-ministrul la raport sau la coordonare, care e și logic. Trebuie să vadă care este programul. Trebuie să coordoneze care acțiuni pe viitor. Că dacă ei nu s-ar întâlni, n-ar putea să discute, n-ar putea să înainteze aceste candidaturi, cum ar putea ei să vadă viitor? Sensul președinției nu-i pentru a bloca tot. Sensul președinției pentru a îndrepta în direcția cuvenită. Chiar dacă cuiva nu-i place, oricum, știți cum, nu-ți primești la 180 de grade, înseamnă să primești măcar la 70-80, până când nu ajungi la direcția necesară. Oricum, viitorul, eu cred că o să fie unul spre bine. Nu avem încotro, oricum, odată și odată trebuie să ne trezim noi ca popor și să înțelegem cu oameni buni. Asta e idealul nostru, acesta este statul nostru, acesta e vectorul pe care noi o să mergem. Care va fi el, să ajungem, dar eu cred că o să fie totuși cel corect.
Tot mai multă lume s-a pronunțat pe marginea retragerii ambasadorului din Federația Rusă. Cu permisiunea dumneavoastră o să citez un mic fragment din ceea ce nota ieri pe o rețea de socializare Alexei Tulbure. Dânsul spunea că despre rechemarea ambasadorului nostru în Rusia, balaurul Filip Candu Plahatniuc a hotărât să-l pedepsească pe Igor Dodon pentru nemulțumirea a trei candidați partinici ai PD-ului în funcție de ambasadori. E așa? E o răzbunare împotriva domnului președinte? Nu știm, de asta și vă spun. Eu nu am înțeles, nu am primit o motivare din partea cuiva de ce a fost retras. În continuare se zice o secundă, l-au rechemat pe Dumitru Bragheș, care era numit pe cota politică a PLDM-ului, dar între timp a devenit omul lui Dodon. Haideți, poate să descifrăm aici. Așa departe. Uitați, eu cred că Dumitru Bragheș nu a fost nici cea mai proastă și nici cea mai bună candidatură de ambasador. Eu nu am văzut schimbări radicale în pozitiv din ceea ce a presat el la Moscova, da. Dar n-a făcut nici mult rău, adică n-a văzut nici ceva rău să facă. Problema lui, din punctul meu de vedere, e complet alta, că el nu a reușit din politician să devină diplomat. Asta este evident lucrul ăsta, pentru că diplomatul, tot e greu să fie ambasador, nu e atât de simplu, trebuie să te aplici. Adică dacă ești boier și nu te implici, și, cum spunea domnul Vinț, bine că dumneavoastră a spus că nu trebuie să doarmă puțin să mă gândim pe avioane, poate că a spus radical, dar undeva e pe aici adevăr. Adică trebuie să fie activ. Ambasadorul nu trebuie să stea în birou sau la recepții. El trebuie să meargă în teren, să întâlnească cu opoziția, cu guvernare, cu partidele, cu UNG-urile, cu reprezentanții de asociația de moldoveni, etc., etc., cu agenții economici. Ceea ce, din câte înțeleg, domnul Bragheș nu prea s-a implicat. Adică, poate că dânsul... Nu, comparativ, permis să fiu de acord, comparativ cu ceilalți ambasadori, anume el și s-a implicat. Nu, dar nu atât de mult cât ar fi putut să facă, pentru că eu m-au ce scriu de-am reprezentat asociația de moldoveni. Da. Sunt acolo asociația de moldoveni. Nu, nu, ei asociația care... Nu numai asta, mai mult. Care se declară precum că... E un ONG înregistrat care după tânsul tău trei oameni. Eu nu o să dau nume să nu fac reclamă, dar sunt câteva asociații de moldoveni acolo și multe ce au scris pe rețele. Unii au zis că unii întregi au stat la rând să întâlnească cu domnul Bragheș, ceea ce nu e normal. Asta e drept. Deci, de ambasador, domnule, este acolo să chiar de 10 moldoveni. Dar e o întâlnire de jumătate de oră, că nu o să se facă. Bine, eu nu vreau să mă adăcesc tare în tema asta, dar eu cred că dacă primul ministru și președintele Republicii Moldova, ambii, pentru că aici trebuie semnătura ambilor, nu putem să speculăm că el nu a convenit pe Deului sau pe SRM-ul. Înseamnă că nu a convenit la ambii, mă înțelegeți care idee. Că dacă era așa cum spuneți dumneavoastră că ar fi trecut de partea PSRM-ului, domnul Dodon bloca și gata. Cum a blocat domnul prim-ministru retragerea celor din România. Asta este un răspuns echilibrat. Domnule Nebedenski, haideți în minutele pe care le mai avem să discutăm despre ce ar trebui să întreprindă Republica Moldova și când zic aici poate toate instituțiile statului pentru ca imaginea Republicii pe plan extern să fie una mult mai bună pe care la sigur ne-o dorim fiecare dintre noi și dacă este oportun de a opera anume aceste modificări acum în corpul diplomatic. Corpul diplomatic, încep de la ultimul, corpul diplomatic urmează să fie modificat în așa fel ca să fie delegați persoanele care au abilități de a promova ceva. A doilea lucru necesar, să ne învățăm să producem bunuri, produse de calitate, care să fie competitive după hotare. Să aducem acele tehnologii. Noi nu o să putem să întrecem Turcia la producerea roșilor. Nu suntem în stare. Noi trebuie să aducem acele tehnologii mult mai avansate, care ne-ar permite noi să facem un salt peste 20-30 de ani, imediat. Altfel, noi o să alergăm de urmă căruțe mult și mult. A treilea lucru, trebuie să pregătim specialiști. Nu doar ambasador este persoana care reprezintă țara. Este întreg corpul diplomatic. Ei trebuie să fie persoane cu abilități de nu doar administrative, da? Dar și să spunem spunem businessman. El trebuie să aibă simțul acesta de unde poate să vină un venit pentru Republică. Și cel mai important este că în cazul dacă noi nu suntem gata să pregătim specialiști aici pe loc, noi trebuie să contractăm cele mai buni instituții de învățământ din lume pentru ca să pregătim acolo specialiștii, să-i pregătim cei mai buni. Să-i delegăm, dar să-i legăm în așa fel de prin contracte, că imediat după absolvire, el știe că el vine și lucrează în domeniul ăsta.
dacă el e specializat în țările, eu nu știu, în Spania, înseamnă că el cu certitudine vine sau de pe, nu știu, ca exemplu, da. El vine cu certitudine și vine și lucrează în ambasada asta, el știe care sunt sarcinile. Dacă a fost contractat la masterat cineva din specialiștii noștri, înseamnă că el știe unde merge mai departe, unde următoare specializare. Și cu păreri de rău, foarte puțin sunt specializați în relații economice internaționale, anume economice. Majoritatea au studiile făcute relații economice. Noi le percepem foarte diferit. Asta e problema. Da, domnul Mihaiș. Ce notă ați da, poate, ambasadorilor noștri? O întrebare știu că e dificilă. Nota dar... e greu de dat pentru că, în primul rând, sunt foarte diferite misiunile. Sunt unele misiuni complicate, cum ar fi țări mari, gen Statele Unite, gen România, gen Ucraina, Rusia. Sunt țări mici unde ambasadorii, nu o să le dau numele, v-am spus ce urmăresc, lista de recepții, ca să nu le rateze cumva pe toate. Și aici trebuie să-i ajutăm ca să nu-și pierdă timp acolo, să-i întoarce. Sau sportiv, zorim. Eu aș da, în genere, diplomație noastră, o notă de 8, din ce cauză? Pentru că au reușit să muncească în ultimii ani pentru acordul de asociere. Apropo, liberalizarea vizelor, nota 10. Aici, bine că Leanca, când a fost ministrul externe, a muncit mult pe domeniul ăsta, când a fost prim-ministru asemnat, dar numai el e meritul. Meritul la întregul corp diplomatic și în cei de la Bruxelles care au fost în special, și cei din țările europene, și cei de la București, și cei din alte capitale care... Toți au tras carul ca să luăm, să le dăm la ce să ne mulțumim dreptul să meargă fără viză. Acum abia, acum a obținut Ucraina și Georgia. Informația de ieri că și Ucraina a obținut. Dar noi am luat cu 3 ani în urmă. Și eu merit. Dar altă problemă este că în ambasade, v-am spus, salariile s-au spus că sunt mici, dar oricum, 3.000 de dolari pentru, în medie, șeful de ambasadă primește, am fost informat așa. Mai jos stau și restul, dar depinde în ce zonă, să depinde dacă sunt europeană sau în altă zonă, dar oricum, sunt salarii performante. Numărul unde se dă 3.000 de dolari pe lună? Două. Din câte știu eu, sunt două. Ambasadorii, eu ambasadori. 3 și aici luați mai puțin. De exemplu, da. Bine, aici eu 3, eu 2, dar oricum. Da. Fie și 2.000 de dolari. Tot e o sumă, nu? Deputatul cât primește? 500 de dolari. Da, da. Nu, 8.500 de lei. Vedeți? 8.500. Mai puțin de 500 de dolari. Deci ideea este că și salariul performant și o posibilitate de afirmare profesională. Pentru că să fie ambasador este o chestie bună de CV, nu? Îți dă anumite avantaje. Deci eu cred că aici trebuie, repet, este o sarcină comună a primului ministru și a președintelui să muncească în domeniul ăsta, pentru că primul ministru are sub ordine Ministerul de Externe, trebuie să-l combace permanent pe ministrul de Externe, ca calitatea muncitorilor din ambasadă, lucrătorilor din ambasadă să fie la nivelul cel mai înalt și, repet, eu aici nu vreau să laud pe cineva, dar eu a făcut o muncă bună, acolo de asociere de liber schimb, dar asta nu înseamnă că nu este loc de mai bine, tot de muncit. Dar aici, bine, trebuie să aducem băieți care au măsat și în sănătate. Dar știți că să-l motivezi, trebuie să dai și un salariu bun. Evident, evident. Avem, iată, vă dau exemplu. Dar, dar salariul, el trebuie să înțeleagă. Din momentul când el a adus anumite aporturi Republicii Moldova, a adus investuri, până la urmă, eu chiar aș merge, știți cum, ultima inițiativă, că agentul constatator poate primea 25%. Poate status meargă și la așa, adică stimulări. Nu vorbim de... E riscant, pentru că... Păi bine, dacă el e în stare să aducă un agent economic care să investească în Republica Moldova de pildă 5, 10, 20 de milioane de lei, de dolari, de ce să nu primească el un premiu? Și, da, informația cea mai importantă e asta, că noi trebuie să obținem de la Parlament, ca ei să facă o modificare a legii privind toată legislația care ține de munca diplomatică, ca acolo să fie o frază pusă, suplimentar, că ambasadorii acum n-au bază legislativă, că ei se poată angaja sau pe bază de contract, sau statul să ofere prin Ministerul de Externe, prin concurs, un specialist în exporturi. Ei acum n-au dreptul să facă lucrul ăsta. Asta e, da. Și dacă el o să aibă specialistul ăsta în exporturi în ambasadă, care o să fie, cum spuneți dumneavoastră, cu studii psihotare, cu anumite experiențe în firme internaționale, care au lucrat și niște piețe internaționale de financiare, iar atunci noi o să putem să cerem de la dânșile. Omule, noi te angajăm, îți dăm, cum spuneți dumneavoastră, un procent din ce aduci tu în Republica Moldova, dar te rog frumos, adă investiții în Republica Moldova sau caută, uite, ce facem noi aici? Coniacuri, vinuri, restul, caută piața de sfaceri. Da. Și atunci i-a spus de la ambasador să ceră. Zic, domnul ambasador, ai fost numit în Germania. Noi avem casă de comerț, dar ei nu sunt într-atât de eficienti. Domnule Bedenski, avem un minut, ne spune regia. Întrebarea de final. Republica Moldova în ultimii ani a devenit un câmp investițional atractiv? Nu. Am putea ca să atragem noi cumva ceea ce spunea domnul Mihaiș? Am putea, dar la moment încă nu.
Care sunt impedimentele? Nu e o siguranță. Eu personal am foarte mulți investitori care vin și spun că eu sunt gata să investesc de la jumătate de miliard până la un miliard jumătate de dolari în Republica. Dă-i garanții. Cine urmează să-și facă tema pentru acasă? Justiție, în primul rând. Sunt mai mulți aici. Haideți să spunem așa. Scurt, țările care au reușit să atragă investiții mari, de obicei, au fost țări cu stabilitate politică, în primul rând. Țări care își controlează întregul teritoriu. Țări care au un sistem clar, legal, în care soluția judiciară vine repede și nu e coruptă. Pentru că totdeauna în business sunt multe litigii. Multe litigii cu fiscul, cu statul. Asta, de asta își spun. Problema de bază e justiție. Te judeci 3 ani de zile pentru litigii de 100.000 de euro sau de 1.000 de euro, nu-ți vine nimeni. Pentru că el vrea să aibă un litigiu rapid. În două luni să aibă o decizie. Înțelegeți? Și atunci, dacă... Bine, sunt... Haideți să vorbim sincer. Aia și conflictul transnistrian, că e risc politic foarte mare. Și aici mulți temi și de chestia asta. Avem și problema cu corupția. Corupția e foarte mare la nivelul mediu și mic. Asta și e problema. Omul când vine la primărie, să ia sau ia o licență sau ceva de genul ăsta, se lovește că acolo de 200 de euro, dincolo de 500 de euro, dincolo, nu știu ce mai cere, gata, nu mai vine. El se duce în altă țară. Așa? Domnule Mihăiești, domnule Lebedinski, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul nostru. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi și de colegii de la Accent TV.